Bucățică în acțiune vă salută din Suceava, de la Festivalul de Datin și Obiceiuri. Haideți cu noi să-l descoperim! Și spor la muncă, iar pe masă sticle pline, vă spun drept că așa îmi vine, să încetez, să nu mai urc, poftă bună să vă spun. Iar pe verde de pe văi, roata mare mai flăcăi, mai strigați odată, băi! Aho! Aho! Cinstite gazde, am venit să trag o brazde pe aici, pe la dumneavoastră. Urarea să ne-o urăm, obiceiul să-l păstrăm. Pentru anul care vine, vă urăm numai de bine. Bucurie, sănătate, voie bune, spor în toate. La anul când ne-o trăi, să ne tot noi vom găsi. Frunzulița, zi-mi nouă, hai căiuță de pilou! Frunzulița, zi-mi frumos, hai căiuță de masu!
Ce urs-o pisoca? Dureca la pământ, dureca la pământ. Miroase colavă, la vâșa mixonia. Se place mândre mea, se poarte cu o mărgen. Curea farea mă seara. Că mă tinoasule, băti fame, băti sete, băti doar de codul verde. Aruncă-i tine până. Mulțumim cetei de la Boroaia, cu al lor coronator Constantin Strujan. Combinat cu puștai cele banale, ce se cred femei fatale, se vopse, se fac cochete, dau ghiozdanul pe poșete. Nici n-au început liceul, că deja vor cu BMW-ul. Unele în loc să învețe, să-și vadă de tinerețe, visează la feți frumoși, dar umble cu dubioși.
Stau pe afară cu buricul și fumează ca tăticu. Sunt orice, dar nu cu minți și-o iubiți mai mulți ca dinți. Plug ușor cu patru băi, ce e fetelor cu voi și încă o dată mai flăcăi. După așa o zi frumoasă și interesantă, acum mi s-a făcut foame. Trebuie să căutăm ceva bun de mâncare cât mai rapid, pentru că suntem lihniți. În sfârșit am găsit ceva bun de mâncare, sperăm. Suntem la Spartan și ne-am comandat o Leonida Spita cu pui și ne-am mai luat un gyros cu vită, berbecuț și purcel. Hai să le gustăm! Hai să gustăm Leonida Spita, că miroase foarte bine. Carnea de pui este foarte, foarte fragedă și bună. E suculentă așa și se topește în gură. Înăuntru are carne de pui, are roșii și un pic de salată. Mai e un sos aici, un fel de ketchup picant cu niște bucățele mici de mocă. E destul de bun, are și o maioneză înăuntru. Pita lor este foarte bună, e caldă și are așa un miros de plită, chiar gustoasă. Am mai comandat un gyros cu carne de vită, de berbecuț și de purcel. Mi s-au părut cam multe tipuri de carne înăuntru, dar am zis de ce să nu încercăm. Înăuntru mai are cartofi prăjiți, salată și pare că e același sos ușor picant de ketchup cu morcovină. Haideți să o gustăm. Cartofii sunt calzi, buni, crispy. Are și o salată de varză înăuntru, care e ok. Carnea e bunicică, e fragedă. Sosul e dulce, picant. E destul de bună, o bună și la preț, costă 28,50 lei. Porția e generoasă și la fel îmi place pita lor, e caldă, e bună, are gust așa de pită, chiar gustoasă. În acest gyros mai sunt castraveți murați, roșii și maioneză. Îmi place, e chiar ok. Să trecem la desert, aici în parcarea de la Julius Mall. În fața mall-ului era o mică tonetă cu Kürtos Colax cu diferite umpluturi. Noi am luat una cu Lion, înăuntru pare avea niște frișcă, uitați cât de frumos e. Deci chiar arată foarte bine, în plus este și călduț colăcelul. Are aceste bombonele decorative, arată festiv, arată bine. Are un waffle aici, haideți să vedem. Pare a fi o frișcă. E bun. E o frișcă care înăuntru are niște bucățele mici crocante de napolitană Lion. Și este stropit cu sirop de ciocolată. Înăuntru are Nutella. Un waffle crocant, dulce, chiar bun, se potrivește bine. Delicios desertul ăsta și îl merit, după o zi întreagă în frig, e perfect. Să gustăm și Kürtosul. Este pufos, 1, 2, pe deasupra. El este glazurat. O plăcere! Chiar un desert mega bun. Îmi place. Ăsta cred că e cel mai bun Kürtos pe care l-am mâncat până acum, vă spun sincer.
E pufos în interior, iar pe exterior e așa crocant. O nebunie și cu Nutella, se potrivește extraordinar. Dacă v-a plăcut vlogul nostru de astăzi, nu uitați să vă abonați la canalul Bucățică în Acțiune, să dați un like, să lăsați un coment și să distribuiți acest vlog mai departe. O seară bună, sărbători fericite!